Da. Bună seara. Suntem în data de 17, orele 21. Și ca de obicei, suntem din nou aici ca să mai informăm lumea asupra unor evenimente cu care suntem contemporani. Anul acesta se împlinesc 13 ani de când efectiv grupul nostru a ieșit la lumină, ca să zic așa. Sunt 13 ani de când încercăm să arătăm lumii că minciuna, nedreptatea și prostia pot fi combătute, da? Cu toate că de-a lungul timpului unii oameni ne-au spus că este o utopie ceea ce facem, că ne luptăm cu morile de vânt, că suntem prea mici ca să distrugem un sistem atât de vechi și de măreț. Numai că noi am reținut ce ne-au spus de mult cândva strămoșii noștri, că buturugile mici au capacitatea să, adică buturugile mici cu rădăcini adânci, înfipte, au capacitatea să răstoarne căruțele și caleștele aurite. Calești în care s-au cocoțat niște derbedei de pripas și mână caii cum îi duce căpățâna, cum îi duce mintea. Scopul nostru a fost ca să informăm oamenii, să-i ajutăm să se ajute, să se ridice, adică le dăm o mână de ajutor, dar să se ridice singur din genunchi, nu să-i ridicăm noi. Ne-am adresat acelor oameni care aveau căutări, care erau frământați de întrebări cu privire la noi oameni. Cine suntem, de unde venim, care este scopul nostru pe planeta asta, cine a construit planeta asta. Întrebări care pe unii nu-i lăsau să doarmă. Erau întrebări logice, pertinente, normale. Grupul nostru este un grup de conștiință. Este un grup cu o conștiință înaltă care face lucrurile pe care le face nu pentru câștiguri materiale, nu pentru glorie în existența asta efemeră, suntem mai multe minți care am bătut palma să participăm fiecare cu câte ceva la o poveste colectivă. Oameni care fiecare au adus și ei câte ceva și împreună am făcut un întreg, ca să zic așa. Adevărul ăsta l-am scos pe bucățele, ca piesele unui joc de puzzle. În grupul nostru sunt oameni care au rădăcini adânci înfipte în istoria țării ăsteia. Chiar dacă unii dintre ei au fost retezați la ras, ca să zic așa,
mai rămas câte un ciot de buturugă și având rădăcinile adânc înfipte în istoria Pământului, sunt încă vii datorită acestor rădăcini care nu le-au dat voie ca să uite cine sunt. Adevărul este de sorginte științifică, adevărul universal. El poate fi înțeles și perceput prin prisma celor patru științe primordiale care împreună o formează pe a cincea, adică respectiv matematica, fizica, chimia, astronomia și toate astea patru științe ne dau o istorie strict tehnică, o istorie a noastră a tuturor, o istorie din care facem parte și o istorie la care participăm zilnic, că vrem sau că nu vrem. Fiecare zi și fiecare acțiune a fiecăruia dintre noi pe planeta asta este o istorie. Este o mică istorie care face parte din alte istorii care fac parte dintr-o istorie generală a noastră, a tuturor. Bătălia zilnică este între râs și plâns, între bucurie și tristețe și fiecare zi care o petreceți râzând pe planeta asta de imbecili, este o zi câștigată, este o zi pe care ai smuls-o timpului și ai trecut mai departe. Fiecare zi pe care ți-o petreci în tensiune, în teroare, în frică, e o zi pierdută. Și odată ce ai pierdut un lucru, e bun trecut. Nu-l mai poți redobândi. Da. Ca să facem o enumerare, sau mai bine zis, ca o să fac o readucere a minte, cam despre ce am tot vorbit noi de-a lungul timpului în diverse live-uri, în diverse emisiuni, care este istoria în linii generale, tema centrală. Și vorbim de nașterea Universului, care, deci un univers ia naștere din însuși etnogeneza lui, un univers ia naștere datorită factorilor matematici, fizici și chimici care stau la baza spațiului. Vorbim despre patru științe primordiale care împreună o dau pe a cincea, vorbim de patru elemente primordiale care susțin viața, vorbim de patru culori primordiale care și ele o din care rezultă cea de a cincea și acestea le transpunem la ceea ce avem noi pe pământ. Da. Vă reamintesc că de-a lungul timpului am spus că sistemul nostru, ceea ce numim sistem solar, în realitate anticii cunoșteau cu numele de a Salamandraxia sau constelația Salamandrei, facem parte dintr-un grup de constelații, da, respectiv vorbim de constelația Șarpelui, constelația Salamandrei, constelația Dragonului și mai este încă o constelație, da? Patru mari constelații în
brațul de materie al galaxiei Calea Lactee. Calea Lactee are o formă tehnică de zvastică și are patru brațe, patru brațe ondulate, nu frânte. Și noi facem, adresa noastră este pe brațul de materie, ăla, pe un onduleu, pe brațul de materie al galaxiei Calea Lactee, să regăsesc astea patru constelații, grupul nostru de patru constelații. Constelația Șarpelui, constelația Salamandrei, încă o constelație despre care nu o să vorbesc acum, și constelația Dragonului. Vorbeam de faptul că viața este întreținută și ia naștere când patru elemente primordiale sunt reunite, respectiv materie, apă, căldură, focul, da? Și aerul. Toate astea susțin viața, energia numită viață. Energia asta ia naștere odată cu Big Bang-ul, ceea ce oamenii de știință numesc Big Bang. Big Bang care apare în urma comprimării de către frig a spațiului și îl comprimă și îl strânge și îl strânge până când îl face ca un ghem, un rotund, și când presiunea este la punctul optim, atunci ea naștere o explozie, ceea ce ăștia numesc Big Bang. Ei, cu ocazia asta ea naștere viața. Viața este energia cea mai de preț din universul ăsta. Einstein a numit-o E egal MC pătrat. Noi suntem extensii ale energiei acestea centrale. E ca și cum, imaginați-vă că dintr-un lac, da, o energie centrală, un lac cu apă, iei în bidoane, în căni, în sticle, iei apă de acolo. Tot așa suntem și noi. Da, Big Bang e doar o teorie nedovedită. Părerea dumneatale, măi, Nea Tămășane. Big Bang-ul nu e o teorie, e o realitate. Și v-am explicat cum ia naștere asta. Frigul comprimă. Frigul comprimând spațiu, îl încinge, îl încălzește, e ca o explozie. Da. Sunt, pe planeta asta sunt multe teorii și alea, dar sunt unele care sunt reale, fiindcă n-au putut să ne fure adevărul cu totul. Energia asta centrală care însuflețește, care însuflețește universul nostru și care ne însuflețește și pe noi. Și când vă uitați pe cer, vedeți albastru ăla, aia e energia. Fiindcă este materia, apa, focul, aerul, care întrețin viața. Negru are culoarea materiei, galbenul e culoarea apei, roșu e culoarea focului, albul e culoarea aerului și albastru e culoarea vieții, a energiei alea care e acolo sus și care este și în noi, exact între cei patru lobi ai creierului nostru, e o energie care e albastră și care, da, uite, îmi spune domnul Călin Tămășan că știm cine a venit pe piață cu teoria Big Bang, un preot catolic. Păi, să vă explic ceva. Vedeți voi, popii ăștia, preoții ăștia, au amestecat adevărul cu minciuna. Fiindcă dacă veneau doar cu minciună la oameni, nu prea ținea.
multă vreme povestea lor, la un moment dat crăpa. Dar faptul că a amestecat-o cu adevăr, cu minciună, da? I-au bătut șaua mai mult pe ce puteau dovedi ca și adevăr și cu baza, pe baza asta ei băgau și celelalte prostii care nu le, care nu le credeau oamenii, da. Păi, dacă mă întreb pe mine, preoții au scris istoria, preoții au confiscat toate științele, oprindu-le doar pe alea care le conveneau lor. Ei au vânat oamenii de știință pe cercetători de-a lungul timpului și i-au păstrat doar pe cei care, într-un fel, le convenea lor ceea ce spuneau, adică, da. Minciuna amestecată cu adevărul, în final, este tot o minciună. Dar dacă se faci, spunea cineva că dintr-o poveste, dacă scoți practic lucrurile care nu sunt reale, nu au logică, ceea ce îți rămâne, îți rămâne adevărul. Da. Totuși, să hai să ne axăm pe ce vorbim noi aici, venim pe linia asta, da? Vorbim de faptul că universul nostru are 4 mari galaxii. Noi locuim pe una dintre ele, numită convențional galaxia Calea Lactee, care are o formă tehnică de svastică, două S-uri, da? Încrucișate, adică are 4 brațe. Noi suntem pe unul dintre brațele astea, într-un grup de constelații, da? Puteți să le numiți reptiliene, numiți-le cum vreți. Dacă așa ne-au numit, ne numim ființe. Înseamnă că ceilalți care sunt, fiindcă vedeți noastră, șarpele, da? Reptila este un animal specific materiei, este o ființă specifică materiei, fiindcă ea se deplasează pe materie. Atunci ceilalți din apă, ce-or fi? Peștilieni? Ăilalți din, după brațul, pe brațul de foc al galaxiei care zboară, ăștia vor fi zburătăcienii? Da. Sunt tot soiul de termeni inventați și puși pe piață cu scopul de a speria lumea și de a-i face să aibă o nebuloasă în minte. Pe brațul de-al materii al galaxiei Calea Lactee, da, locuim noi, în constelația Salamandrei, da, și avem deasupra noastră constelația Dragonului, deoarece dragonul este o salamandră cu aripi, și vorbim de o evoluție în cazul ființelor astea. Adică vorbim de faptul că energia numită viață, da, are capacitatea să se transforme, să se reconvertească. De exemplu, ai o bucată de plastelină, da, și imaginează-ți că plastelina asta are o gândire proprie, are o energie în ea și ia diverse forme prin ea însăși. Nu trebuie să intervină cineva să o modeleze. Vorbim de o plastelină vie. Adică ea nu are o formă primară, da? Ea are o, în funcție de anumiți parametri matematici, fizici, chimici, da? Ea capătă diverse forme. Da. Ca o sinteză a ceea ce spuneam și ca o confirmare, iată că planeta noastră, Terra, pentru cei care nu știu, ea are forma unui potir, un pahar, ca un pahar bombat de vin. Pe extremitatea ei,
care nu e locuită de noi. Noi suntem în interiorul potirului, da? În interiorul paharului suntem noi. La o treime de bază și două treimi de vârf. Pe exteriorul potirului, în schimb, da? Planeta noastră are gravată pe ea cele patru brațe ale galaxiei Calea Lactee. Ca o zvastică, imaginați-vă o zvastică pliată, da? Pe un rotund. Și în interiorul potirului, da, sunt continentele noastre, care unul pus în prelungirea celuilalt formează salamandra. Da. Avem 5 continente. Africa, Asia, America de Nord, America de Sud, da? Și Europa. 5 continente pe care avem națiuni de culoarea celor 4 elemente primordiale. În Africa sunt negri, în Asia sunt galbenii, în America de Nord erau roșii, rasa cu adevărat albă, ca foaia de hârtie, era în America Latină, și în Europa trăia o națiune albastră, o națiune care avea piele albastră. Pigmentul pielii s-a pierdut. Vorbim de faptul că națiunile negre încă și-au păstrat pigmentul și sunt o dovadă. Vorbim despre faptul că galbenii și-au păstrat pigmentul și sunt altă dovadă. Indienii pieile roșii sunt o dovadă. Națiunile albe se mai găsesc pe aici, pe acolo, albi. Despre națiunile albastre este doar un mit momentan, dar va veni ziua când vor ieși și albaștri ăștia la lumină. Avem Marea Neagră, avem Marea Galbenă, avem Marea Roșie, avem Marea Albă, avem și Marea Albastră. În Africa avem Nilul, care e cunoscut cu numele de Fluviu Negru, Yangtze, Fluviu Galben, este în Asia, Mississippi, cunoscut de indieni cu numele de Fluviu Roșu, Amazonul era Fluviu Alb, în Europa avem ceea ce era numit Dunărea Albastră în trecut. Asta era culoarea Dunării, când era o oglindă și te uitai la ea. Pe fundul ei, da, fiind un fluviu artificial construit de altfel ca toată planeta, era o marmură albastră când te uitai la ea. Cam astea sunt elementele de care vorbim și elemente palpabile. Știm toți despre ele, numai că nimeni nu le-a pus în corelare una cu cealaltă, datorită faptului că cineva a avut grijă să ne dea alte preocupări. Uite, domnul Tămășan îmi spune aici, o somitate, domnia sa, că dacă ne învârtim în 4-5 direcții diferite cu milioane de kilometri pe oră, ar trebui să vedem constelațiile modificate noapte de noapte, dar noi vedem de mii de ani aceeași constelații pe cer deloc modificate. Cine are capacitatea, stimate domn, să se învârtă cu 4 cu milioane de kilometri pe oră în 4-5 direcții
diferite. Te-ai mișcat dumneata cu viteza asta, de ești așa sigur că e așa, dar noi vedem de mii de ani aceleași constelații pe cer. E normal dacă suntem într-un potir, da, într-un potir suntem. Și aflându-ne în fundul potirului, noi vedem astea prin gura potirului, pe cer. Nu? E logic să le vezi. Le vezi pe unele mai aproape, pe unele mai îndepărtate. Dacă... Da. Mă rog, uiți, să te învârți în 4-5 direcții diferite cu milioane de kilometri pe oră. Da, noi vorbim despre lucruri simple, palpabile, lucruri vizibile, fiindcă ce se întâmplă? Ăștia, ca să ducă lumea de nas, au simplificat lucrurile complicate și le-au simplificat pe alea, și le-au complicat pe lucrurile simple. Și când mă refer la ăștia, da, reiterez încă o dată, da, că ei sunt oamenii religiilor, marile religii. Înțelegeți? Oamenii religiilor stăpânesc lumea. Adică o stăpânesc. Vorba vine că ăștia nu stăpânesc nimic. Ăștia stăpânesc doar mințile naivilor care le-au căzut în plasă și au căscat gura la ei. Așa cum ăștia cu partidele politice au reușit să ducă de cap o grămadă de oameni sinceri, da, dar au atras și oportuniști, fiindcă, haideți să vă spun ceva, în lumea religiilor există oameni care nu dau doi bani pe prostiile cu care, pe lanțurile astea cu care ei... Dar le servesc, să folosesc de ele, ăștia sunt oportuniștii. Ăștia sunt niște oameni care s-au adaptat unei societăți bolnave. Vorbim despre ticăloși, despre oportuniști și despre proști, naivi. Așa sunt numiți naivi ăștia în dicționarul explicativ al limbii române, în DEX. E un termen strict tehnic. Da. În general, naivii nu prea verifică ce... Ei nu prea verifică ce li se spune. Ei iau așa de bun totul. Noi am cerut tuturor ca înainte să creadă ceea ce afirmăm, să verifice, să cerceteze ei cu mintea lor. Nu ce au auzit de la alții. Uite cum e cazul lui domnul Tămășan de aici. El ce ne-a spus toate astea? El ne-a spus ce a auzit de la alții. Nu e ceva ce mintea domniei sale a gândit sau a calculat sau, mă rog. Spunea cineva, nu vorbi fără să știi, nu vorbi ce auzi de la alții. Cercetează prima dată. Caută. Caută elemente pro, caută elemente contra. Și o să vezi că adevărul are o putere a lui. Adevărul e ca uleiul care iese la suprafața apei. Și nu se amestecă cu ea, e separat. Trebuie să ne explicăm lumea în termeni științifici. Trebuie să înțelegem lucrurile care ne înconjoară
trebuie să înțelegem cauza și efectul. Nimic nu e la voia întâmplării. Dacă un lucru arată într-o anumită formă, arată într-un anumit fel, ceva a cauzat chestia asta și dacă studiezi cu atenție obiectul respectiv și îl analizezi, ajungi la un răspuns pertinent. Ajungi la o explicație logică, nu fantasmagorică. Pe asta s-au bazat ăștia. Am spus-o mereu și o mai spun încă o dată. Religiile au luat naștere, au luat ființă când niște ticăloși s-au întâlnit cu niște proști, adică cu niște naivi. Ticăloșii le-au spus o poveste la naivi, la proști. Ăștia fiind naivi, au luat-o de bună. N-au verificat-o. Că uneori asta e... Așa se manifestă naivitatea. E o poveste, ți-o însușești, mai ales dacă ți-a plăcut și povestitorul sau povestitorul a avut asupra ta un impact mai mult sau mai puțin emoțional, ei, iei povestea asta fără să o verifici și cu timpul ești gata să mori pentru ea. Crezi că e a ta, ci să imprimă în tine însuți, pe creier, și ești în stare, ți-o apropiezi și e adevărul tău. Adică și foarte mulți au fost în stare ca să moară pentru prostiile auzite de la alții, prezentate pe post de adevăruri supreme. Ticăloșii ăștia, după ce s-au întâlnit cu proștii și le-au spus poveștile astea, da? Și după aia s-au cocoțat sus pe ăștia și au început să-i jumulească de energie, de bani, timpul, le luau tot timpul, a toată atenția. Înțelegeți? Timpul e cel mai prețios lucru după planetă. Odată ce a trecut, nu mai vine înapoi. Odată ce ți-ai pierdut vremea cu un prost, e vreme pierdută. Aleluia, la revedere! N-ai cum să mai recuperezi. Scopul nostru în trecut nu era ca să venim aici să ne chinuim. Scopul nostru era să trăim în echilibru cu celelalte ființe care au venit și ele pe planeta asta, să locuiască, să trăim ca degetele de la o mână. Scopul nostru n-a fost să venim pe planeta asta ca să omorâm și să chinuim animalele, să le facem la proțap și să le băgăm în oală să le mâncăm. Nu. Scopul nostru primordial a fost ca să venim și să trăim în armonie cu ființele astea, să le respectăm și ele la rândul lor să ne respecte. S-a pierdut sensul și ne-am pricopsit cu omorătorii ăștia, cu nenimeni în drum ăștia care promovează sacrificiu, jertfele, povești debile cu Hristos care s-a jertfit pentru noi, că planul mântuirii divine dinainte, niște debilisme, niște basme care efectiv îți sfidează inteligența, îți jignesc inteligența. Și dacă nu intri în filmul bazmelor ăștia, băieții ăștia care n-au nimic în cap, naivi, adică proștii, întărătați de ticăloși, ți-au scos eticheta, ești ateu, umbli cu satana, ești satanist. Ei vorbind de Dumnezeu și de satana, niciodată nu au văzut vreunul din personajele astea care sunt doar în mintea lor puțin dată în urmă.
minte cu retard. Da. Vorbim de perioada de dinainte, când oamenii trăiau în armonie și nu cunoșteau omorurile, nu știau ce e, nu cunoșteau crima, nu cunoșteau minciuna, nu cunoșteau consumul de alcool care le-a luat mințile. Atunci pe planetă nu se nășteau mai multe ființe decât era echilibru, decât permitea echilibru. Primii oameni, primele ființe care au locuit pe planetă erau foarte clar delimitate de pădure, de vegetație, adică nu interferau să se ucidă, să se distrugă. Nici vegetația avea un program, nu dădea buzna peste ei, nici oamenii nu dădeau buzna peste vegetație. Plus că trăiau în case plutitoare și coborau pe pământ strict cât să adune fructele, legumele, după ce ăstea ajungeau la starea de maturitate, da? Și planta murea ea de la sine însuși, ajungea la apogeu, la maxim, la capătul buclei, ca să zicem așa. Când totul, vorbesc de perioada când, de exemplu, iarba, da, nu era cosită ca acum. Era lăsată să se usuce și după aceea o recoltau și atunci o mâncau animalele, adică animalele. Ființele care se hrăneau cu iarba asta, adică o reciclau, o reconverteau. Anumite animale, de exemplu, cum erau lupii, da? Ce cunoaștem noi lupii astăzi, da? Ăștia erau, deci, funcționalitatea lor era ca să consume ființele care au murit. Înțelegeți? Înainte oamenii nu erau mormântați în pământ ca să le rămână energia acolo, adică o parte din energie să rămână în pământ și prin putrezire să infecteze pământul. Erau alte sisteme de reciclare a corpurilor. Nu contează că erau umane sau erau animale. De fapt, e greșită mentalitatea asta, oameni, animale. Suntem ființe. Noi într-o bună zi trebuie să ajungem ca să schimbăm sistemul ăsta de gândire, de vorbire, fiindcă facem niște confuzii. Facem confuzii grave, adică vorbim ne-au fost imprimați anumiți termeni care unii dintre ei sunt greșiți și creează confuzii. Cresc doi câini. I-am luat din drum, ca să zic așa. Dar îi consider ca parte din mine deja. Nu-i consider animale. Consider două ființe pentru care am un respect deosebit și ei la rândul lor mă iubesc și mă respectă nu ca un stăpân, ca un prieten, ca un... Nici nu vă dați seama cât... Ce fericire îmi produc când îi văd că sunt bucuroși, că sunt fericiți. Și
dacă aș putea a strânge toți câinii din lume și nu numai câini, și alte animale, dar dacă nu pot să le cuprind singur pe toate, dacă noi toți ca și umanitate ne-am organiza și am ajunge la un sistem de legi și de valori care să ne protejeze pe noi toți, am putea să facem pe planeta asta un mic, adică să readucem paradisul pierdut, să readucem epoca oamenilor care trăiau în trecut fericirea de plină. Da. Nici o ființă după planeta asta nu era în plus și nici în minus. Fiecare avea o funcție și fiecare avea un rost, avea un sens. Sensurile s-au pierdut și sensul omului, sensul umanității, da? Și sensul ființelor pe care noi astăzi le numim animale. S-a pierdut. Sperăm că vom reuși să facem absolut ceea ce trebuie ca urmașii noștri să nu mai repete greșelile noastre. Și am văzut astăzi o știre despre, sau ieri, da, despre un tip care a omorât un câine cu o furcă și a fost condamnat 2 ani și jumătate. Acum, nu mă bucur de rău nimănui, dar faptul că s-a însărcinat cineva să ia atitudine împotriva oricui care poate să ia o furcă și să ucidă pe cineva, că putea să fie un om, adică ăla care ucide, criminalul care ucide, cu timpul nu mai face distinție, bă, stai că e om sau nu, începe să se obișnuiască, începe să-i trateze pe toți la fel, poate fi ucis. Și din inimă mi-aș dori ca legea asta să se extindă și la celelalte animale, mă refer la viței, la miei, la purcei, la iepurași, la găini, la rațe, la ce mai mănâncă specia asta de carnivori. Da. Și așa cum am spus și cu alte emisiuni, alcoolul este unul dintre cele mai grave substanțe după grave. Nu, efectele lui sunt grave. Alcoolul este unul dintre cele mai periculoase substanțe după planetă. Fiindcă efectiv îți pierzi mințile, ți îngheață mintea, ți îngheață energia numită viață, care gânde și nu mai gândește, ce o strânge, ce o comprimă, te retardează. Da. Povestea alcoolului nu e de iar de astăzi pe planetă. Are câteva, ca să zic așa, de când s-a descoperit alcoolul pe planeta asta, vorbim de câteva milioane de ani terestri bune. S-a descoperit, a fost dat și la alții din alte lumi, pe alte sisteme, și consumul lui are consumul îndelungat al alcoolului ne-a adus aici, unde suntem noi astăzi, în punctul ăsta. Vă reamintesc că atunci când preotul îți dă cu lingurița din sângele cical Domnului, îți dă lingura aia de vin prima dată și ți-o dă și copil fiind, îți deschide papilele gustative, te pregătește pentru consumul de alcool și ei, preoții,
au fost primii mari producători de vinuri. Toate la început, când îi băgau pe oameni în transele astea mistico-religioase, bazate pe sacrificii, ăștia erau chiori de beți, erau inconștienți, nu mai știau ce fac. Și dacă faceți o radiografie atentă, veți vedea că cele mai mari nenorociri zilnice care se întâmplă pe planeta Pământ sunt din cauza alcoolului. Și oamenii care controlează alcoolul, banii, alcoolul și banii, da? Sunt artizanii tuturor nefericirilor noastre. Ăștia îi fac pe oameni ca să intre în câmpurile lor de energie. Da. Domnul Vladis Comidas spune că cu sabia le-au băgat pe gât religiile. Multor nații. Da. E adevărat și aspectul ăsta, fiindcă toate religiile au fost impuse de către cei violenți. Adică și ăștia au devenit violenți deoarece în primă fază, în cercuri închise, ei consumau alcool. Și așa s-a... Da. Este o doamnă care spune să scot la suprafață cei 3 milioane de agatârși. Da, noi vorbeam în scoaterea asta a informațiilor pe care o vorbim despre o civilizație care în antichitate, da, a vrut ca să păstreze legile primilor oameni și s-a izolat de ceilalți. Și s-au retras în interiorul Carpaților. Și cei care s-au retras acolo sunt ființe care nu cunosc crima, nu cunosc minciuna, nu cunosc... Ei s-au... Efectiv au păstrat... Sunt unii care n-au căzut în mlaștină, ca să zic așa. Nu și-au murdărit hainele, ca noi ăștilalți. Și asta s-a întâmplat când... Civilizația agatârșilor, una dintre cele cinci mari națiuni europene, a decis să se rupă în două. O parte s-a retras ca să ducă mai departe legile de dinainte de căderea în bezna involuției, da? Și unii au rămas la suprafață ca să-i protejeze pe ăștia de acolo. S-au constituit ca o barieră împotriva celor care au atacat munții ăștia, Carpați. Da. Munții despre care v-am spus că au o formă tehnică de dragon, deasupra lor găsindu-se constelația dragonului. Sunt unii care susțin că noi am fi reptilieni. Na, dacă Carpații au formă de dragon și eu m-am născut aici, n-are formă de vultur, deci nu pot să fiu vulturian. A, că mi-au adus alții drapelul din țara vulturilor, că ne-au cotropit și au venit cu ele pe aici și venind cu jaful și cu cotropirea, le-au impus unora, că nu la toți au reușit să le impună, unora. Tricolorul lor cu agvila aia după tricolor și cu crucea aia, crucea mai lungă, nu crucea pământului, cu brațele egale. Așa? Asta e o altă poveste. Dar asta e povestea unor năvălitori. Nu este povestea unor legitimi, ca să zic așa.
Da, în interiorul Carpaților mai există o garnitură de elită aici, în apropiere, așa, mai Carpații, mai către margine. Mai sunt o elită de 3 milioane de războinici, numai că ăia nu vor să se implice în poveștile românilor. Ăia sunt agatârși și ei protejează pe ăia de dincolo. Și mai suntem noi unii care am ieșit din mijlocul ălora și ne dăm cu sania pe aici, pe între voi, și încercăm să vă explicăm cam cum stă treaba. Dar noi nu ne apucăm să ne strângem în piețe, să orăcăim acolo, să ne ducem, că anulăm voturi, că mergem, că ne face una Maia, că ne face suverani. Astea sunt niște prostii, astea nu sunt de noi. Lupta noastră are alte forme, dacă înțelegeți ce vrem noi să vă spunem. Noi ne luptăm prima dată să ridicăm mintea ologiților de popi. Mintea celor ologiți de popi, să o ridicăm, să o ajutăm să ridice la un anumit nivel. Și după ce s-a ridicat, ăștia s-au ridicat ăștia și pot să înțeleagă anumite lucruri, după aia vor face și lucrurile care trebuiesc. Adică vor uita și de acțiuni, în ghilimele, patriotice, vor uita și de partide, vor uita și de religii și vor avea o altă orientare a gândirii, vor vedea lucrurile din altă perspectivă. Momentan, ceea ce vedem acum, vedem niște oportuniști care, nu, de fapt nu oportuniști, vedem oameni care ar trebui să facă altceva, dar ei fac taman pe dos, ceea ce nu trebuie. Poate am mai spus și cu altă ocazie, mi-am adus aminte de un banc care circula imediat după, la câțiva ani de la lovitura de stat din decembrie 89. Se spune că s-ar fi întâlnit Ceaușescu cu bulibașa țiganilor pe lumea ailaltă. Și l-ar fi întrebat, zice, măi, ăsta, mă, Bulibașe, ia zi un pic, zic, cum era? Era mai bine pe vremea mea sau pe vremea capitaliștilor ăștia? Și ăla zice, pe vremea ta, Neculae, era bine, că zice, pe vremea ta muncitorul muncea, politicianul făcea politică, toată lumea era organizată ca să plătească datoria țării și noi, etnia discriminată de care am fost luați în robie de către preoți, și ne-a dezrobit cuza și acum mai nou așa voi, mă zice, mai completăm și noi, mai luăm câte ceva după aici pe acolo, ce vă mai scapă vouă din mână, adică mai. Păi ce și acum cum e? A, păi zice, acum e taman pe dos. Zice, acum muncitorii fac politică, politicienii fură și toată lumea vrea să muncim noi țiganii, ca să plătim datoriile pe care le fac ăștia care fură, politicienii. Cam asta se întâmplă la noi în țară. Deci, Maia, numită suveran, vă face acte de suverani, da? Altul care ar trebui să se apuce să facă alte lucruri, a intrat în cap că e luptător teran, divin și că are puteri, că dacă se duce în fața unui zid, ăla se dărâmă. Da? Mă rog. Alții vor să vă bage în diverse partide politice, partidul DAC, partidul LAC, partidul Tralalac, partidul Sosoaș, Sosoac, partidul AUR. Deci fiecare vrea câte ceva de la voi. Fiecare șarlatan de ăsta. Preoții vor să vă bage în filmele lor, politicienii la fel și ăștia vor să vă bage în filmele lor. Voi sunteți cel mai prețios capital, omul. Cel mai prețios, cel mai, nu, viața care se găsește și în om, și e importantă. Și fiecare
vor să vă capteze energia asta, atenția cu, cu câte ceva. Acum, că unii reușesc, că nu reușesc, tot ce vă spun eu este că în momentul în care auziți o chestie, nu căscați gura și o luați așa nemestecată, luați-o un pic și dezvoltați-o, vedeți despre ce este vorba, vedeți dacă are logică și doar așa nu veți mai putea fi păcăliți, doar așa nu veți mai cădea în capcanele nimănui. Și într-un final lucrurile vor fi, se vor așeza și apa tulbure, se decantează și rămâne limpede. Așa întâmplă și în povestea asta dintre bine și rău. Se vor separa. Și echilibru înseamnă să extragi binele din rău și răul din bine. Și știința este singurul lucru care ne-a rămas. Cu cât știi mai multe lucruri, cu atât mai greu vei putea fi păcălit. Știința vine de la a ști. Și ca să știi, prima dată trebuie să analizezi, să cercetezi. Ori ăștia exact asta vor să vă inducă în cap. Crede și nu cerceta. Vino la noi că noi îți dăm marea cu sarea. Nu vrem nimic de la tine. Nu, nu, tot ce facem, noi facem doar pentru tine. O să mă întrebați, domnule, dar care este scopul grupului vostru? Voi de ce faceți astea? E, ca să înțelegeți, noi facem lucrurile astea dintr-o conștiință foarte înaltă, fiindcă ne-am dat seama că dacă nu le facem, într-o bună zi rău ne va lovi și pe noi. Adică, ca să înțelegeți, cum e un pic, aici i-a luat foc casa la 3 case de noi, da? A vecinului, i-a luat foc casa. I-a mistuit-o, s-a întins și către casa următoare. Eu am văzut, noi am văzut de aici. Și am zis, bă, dacă nu stingem focul acolo, da? Ăsta va ajunge într-o zi și la casele noastre. Noi facem ce facem ca să ținem răul la distanță. Înțelegeți? La distanță de noi, în primă fază. Da, adică... Dar și la distanță de cei ca noi. Adică semenii noștri, care sunt frații noștri. Doar un cretin se poate bucura că lui frate să-i merge rău. Ei, ori noi, dacă suntem parte din universul ăsta, absolut toate ființele din univers sunt, fac parte din aceeași energie colectivă. Suntem ființe complementare. Împreună formăm universul, așa cum organele interne formează corpul. Ca să înțelegeți, nu e nimeni mai presus ca nimeni în universul ăsta. Noi de-aia respingem țigănia asta numită Dumnezeu. Că ăștia vor să ne spună că e unul mare și tare în ceruri și eu trebuie să mă supun lui. Ca și la sfârșitul vieții, da, să-mi scrie pe o cruce că aici îl odihnește Valentin, robul lui Dumnezeu. Cam așa vor ăștia. Ăstea sunt prostii. Valentin nu e decât, nu e robul nimănui. Nici nu va fi vreodată robul cuiva. Valentin e o conștiință destul de înaltă care a deosebit răul de bine și nu numai că l-a deosebit, l-a cântărit și l-a decantat. Și Valentin este o ființă care alături de alte ființe ca și el, care gândesc ca și el, da,
luptă atât pentru el, dar luptă și pentru semenii din jurul lui. Ca să înțelegeți. Și nu o face nici ca să se cocoațe pe scări, pe treptele unei societăți reale, da? Nu o face nici pentru câștiguri materiale. Dimpotrivă, vă îndeamnă și pe voi să... Valentin, da, eu, Valentin Târcă, vă îndemn și pe voi să întoarceți spatele sistemului. Doar așa puteți să le anulați voturile. Nu vă mai duceți la vot, nu le mai dați timpul vostru, nu le mai dați legitimitate. Înțelegeți? Să presupunem că într-o țară de asta, da, dacă se duc doar trei inși, dacă ies și se duc la vot, ăilalți, da, care au făcut partidele, toți, în bloc, or să găsească o soluție să-și împartă ăstea trei voturi la ei. De ce? Fiindcă au nevoie de o spoială de legitimitate, ca odată ce s-au cocoțat după aia acolo, să vă poată pune vouă o taxe. Doar așa puteți să le anulați voturile, nu că vă duceți la galați, că vă face Maia suveran, vă face acte de suveran și cu străjerul tenace, divin și ce mai zice ăla și cu care vrea să vă mai ducă pe-n piețe și pe-n târguri să luați bătaie de la jandarmi, să intrați în conflicte cu ăștia, că vă face suverani. Nu, veți deveni voi înși suverani că veți întoarce spatele unui sistem corupt de preoți. Și azi am pus o fotografie pe pagina mea de asta, pe pagina Târcă Valentin. E prea fericitul ăsta, Daniel, Modern Father, Happy Father ăsta, da? Și cu ciolacul. Exact vârfurile. Biserica și politicul. O bandă de infractori care merg mână în mână. Popii fac propagandă electorală pe la biserici și vă induc pe cine ar trebui voi să votați, da? Și ăilalți, după aia, odată ce v-ați dus acolo, câți v-ați dus, deci ca să scăpați de ăștia, trebuie să nu le mai acordați absolut nicio atenție. Noi trebuie să dăm un sistem de legi, asemeni codului rutier, care să ne conducă pe toți. Noi nu mai avem nevoie de lideri. Adică toate revoltele astea îndreptățite, sociale, n-a zis nimeni, care au avut lideri, au sfârșit prost. Fiindcă ăștia au pus mâna pe lideri, i-au executat, i-au omorât și au demoralizat mulțimea. Când fiecare din luptătorii ăștia știe că el este un lider, da? Ei, atunci știe pentru ce luptă și va avea puteri de enorm mai mari decât să aștepte de la unul. Liderii, la un moment dat, pot fi influențabili, pot trece dintr-o parte într-alta, liderii pot să vândă oastea dacă scapă ei și își dau seama că situația e complicată. Înțelegeți? Nu mai avem nevoie de lideri, avem nevoie de eminențe cenușii, avem nevoie de oameni inteligenți. Trebuie să inițiem o mare adunare intelectuală și trebuie ca toată dacă vreți, schimbarea. Nu vă obligă nimeni. Dacă nu mai stați în genunchi încă un milion de ani, mai părpăliți-vă în chinurile iadului imaginar încă un milion de ani dacă nu vreți o schimbare. Că vă simțiți bine acolo în iadul ăsta mental unde v-au aruncat ăștia. Da. Dacă vreți schimbarea, nu vă mai trebuie lideri. Vă trebuie doar asociații. 10, 15, 20. Oameni care știu să facă un lucru bine. E,
produsul ăla care îl fac ăștia poate fi prezentat și pus la comun pentru ceilalți. Uite, așa putem să trăim. Putem să trăim în armonie, cum trăiesc degetele de la mână, împreună. E simplu. Ăștia care se vor lideri, cred că dacă o răcăie în alea și fac circuri și cine zbiară mai tare, da, are dreptate, e o prostie. Cine zbiară mai tare, e frică. Da. Fricoșii, când vor să se impună, strigă, urlă. Să te ferești de cel care îți spune râzând un lucru și nu strigă la tine. De ăla să-ți fie cu adevărat teamă, fiindcă e deplin conștient de ceea ce îți spune și este foarte deplin conștient și de ceea ce poate să-ți facă dacă își pune mintea cu tine. Dacă râde când tu strigi, înseamnă că nu l-ai impresionat deloc, nu ai reușit să-l sperii. Da. În curând lumea va fi a ăstora care, râzând, v-au spus adevărurile. Sunt oameni care nu au frică. Și explicația este foarte simplă de ce n-au frică. Ei n-au fost traumatizați de preoți, n-au încăput pe mâinile lor să fie, ba, mutilați la cocoșel, cum e cazul la vecinii noștri de mai încolo, din Orient. Nu sunt băgați cu capul un cazan de bivolul păros cu pretenții de sfânt părinte, adică nu ți-a simulat în necu. Da, ăștia sunt oamenii care au scăpat din ghearele popilor, sunt oameni care nu au frică de nimic, deoarece nu le-au fost plantată în cap frica, n-au reușit să omoare copilul din ei. Și dacă n-au reușit să omoare copilul din ei, copilul din ei întotdeauna va râde. Da. Vă mulțumesc pentru atenția care mi-ați acordat-o și să sperăm că s-a înțeles câte ceva din mesajul ăsta pe care tot încercăm să-l transmitem. Și v-am spus de ce îl transmitem, fiindcă suntem la distanță suficient de potrivită ca să vedem efectele pârjolului și suntem la distanță suficient de potrivită ca să putem sări și acționa ca să stingem pârjolul. Pârjol care, dacă îl lași să se întindă, da? După ce va mistui casa vecinului de mai încolo, va trece la următorul și într-o zi va ajunge la tine. Ei, ori ca să n-ajungi cu traista în bâtă, să te uiți la ce a mai rămas, din asta trebuie să acționezi astăzi, acum. Și asta este acțiunea, întoarce spatele religiilor, poveștilor religioase. Mergeți la haimanalele astea de popi. Nu contează că sunt penticostali, că sunt catolici, că sunt ortodoxi, că sunt adventiști, că sunt creștini bătuți în cap cu Evanghelia, pe după Evanghelie, sunt 666 de facțiuni creștine, una cu denumiri mai năstrușnice decât ailaltă, care toate te cheamă ca să-L descoperi pe Hristos, că la ei, la care te duci acolo, ei sunt, ei au dreptatea și adevărul și în altă parte nu. E, singura dreptate și adevăr e că au nevoie de tine, de timpul tău, de banii tăi, că după ce te bagă puțin în filmele lor, o să vezi că apar unii cu niște coșulețe, așa, ca să începe să strângă bani de la proștii adunați. Cam ăsta este scopul. Ăștia cu partidele politice vă adună pe piețe
șarlatanii patriotici cu diverse vă adună și ăia în alte locuri, toată lumea vrea ca să vă adune. Dar nu înțelege nimeni că adunându-vă, ei de fapt, adunători ăștia, ăștia care vă adună, da? Încearcă să vă bage în filmele care le au ei în cap. Înțelegeți? Vă bagă în energiile lor. Ori un sistem cade dacă îi întorci spatele. Dacă nu te mai înghesuiești la votare, normal că ăla nu o să mai aibă legitimitate să vină să-ți dea legi și să te conducă. Părerea mea ar fi că ar trebui căutați cei mai inteligenți, promovați cei mai inteligenți. Așa era la națiunea asta antică a gatârșilor. Conducătorilor, da, erau aleși într-un consiliu, cum era pe vremea lui Ceaușescu, Marea Adunare Națională, și credeți-mă că acolo nu era niciun imbecil fără studii, da? Fiecare om din Marea Adunare, care era națională, venea din rândurile poporului, din ce avea poporul mai bun, din fiecare zonă, aduceau acolo doar geniile. Altfel nu se explică cum o mână de 23 de milioane de oameni eram aproape pe primul loc în toate domeniile, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Vechii agatârșii promovau doar pe cei mai inteligenți, fiindcă de inteligența lor depindea fericirea tuturor. Înțelegeți? Adică erau aleși cei mai deștepți dintre ei, nu cei care lătrau mai tare din gură, care strigau mai tare sau care fluturau izmana gărzii, tricolorul, izmana gărzii, elvețienea Vaticanului cu acvila legiunilor romane în locul dragonului. Da. Da. Și mergem mai departe. Vedeți dumneavoastră, povestea răului a avut un început, dar trebuie să aibă și un sfârșit. Ei, noi simțim că sfârșitul ăsta al răului e cam aproape. Și a pierdut din putere răul ăsta. Răul și-a cam consumat energiile. Da. O seară bună vă doresc și să ne auzim cu bine. Numai bine.